Bună ziua! Astăzi vom vorbi despre structura oaselor după anatomia lui Behrens și vom discuta despre structura osului lung și despre structura sa histologică, adică la nivel de țesut. Osul lung este format dintr-un corp sau diafiză și două extremități numite epifize. Avem o epifiză superioară și o epifiză inferioară. Observăm tipurile de țesut osos, cum sunt dispuse ele la nivelul osului lung și avem cu griu acesta, țesutul osos compact, îl observăm în întregime la nivelul diafizei, dar și la exteriorul celor două epifize, epifiză superioară și epifiză inferioară, deci țesut osos compact. Țesutul osos spongios îl întâlnim în interiorul celor două epifize, el fiind format din lamele osoase care se întretaie în ochiurile care avem măduvă osoasă roșie. Între epifize și diafiză avem două metafize sau le putem numi cartilaje de creștere epifizodiafizare sau metafizare. Ele au o zonă activă placă epifizară care asigură creșterea în lungime prin adăugarea de celule de țesut conjunctiv, celule conjunctive inițial care se vor osifica treptat. Ele sunt adăugate întotdeauna spre diafiză. În partea centrală a diafizei avem o cavitate medulară cu măduvă galbenă. Atunci când este nevoie de mai multe celule sanguine, ele, partea aceasta cu măduvă galbenă se va transforma în măduvă roșie și va produce și ea va produce celule sanguine, compensând eventualele probleme de anemie sau de nevoie de celule sanguine. Observăm că la exteriorul osului lung avem o membrană conjunctivă vasculară periost. Pe fața sa internă se vor adăuga noi celule care vor asigura creșterea în grosime a osului lung. De asemenea, identificăm endostul cu celule osoase osteoblaste, dar și celule care intervin în remodelarea osului, numite osteoclaste. Acest endost căptușește, învelește la interior cavitatea sau canalul medular central ce conține măduvă galbenă. Suprafața epifizelor superioară și inferioară va fi acoperită de cartilaj de articulare, cartilaj articular, care este un cartilaj de tip hialin. Aceasta este structura osului lung cu diafiză și două epifize, cu cartilaj articulare, os învelit de periost, cu plăcile epifizare, zonele cele mai active de la nivelul metafizei, care vor face să se îndepărteze extremitățile sau epifizele osului lung, asigurând creșterea în lungime, așa cum spuneam. Țesut osos compact, întotdeauna la exterior, în întregime pe partea diafizară, în interiorul epifizilor, așa cum spuneam, țesut osos spongios. Acum, dacă trecem pe structura histologică sau tisulară a osului, identificăm mai multe tipuri de celule osoase. Avem osteoblaste, celule tinere, care secretă substanța preosoasă și care se vor transforma în osteocite, celule mature, care asigură echilibrul osului, și osteoclaste, celule gigantice cu mai mulți nuclei, multe nucleate, cu numeroși lizozomi care vor interveni în distrugerea țesutului osos, în remodelarea osoasă. Observăm osteocitul de formă stelată, cu prelungiri. Osteocitele se găsesc în niște cavități numite lacune sau, cum le-ați învățat la școală, osteoplaste. Identificăm faptul că lacunele acestea sunt, au niște prelungiri, canalicule, prin care se unesc, se anastomozează, în timp ce prelungirile celulelor osteocite nu se anastomozează, nu se unesc. Deci osteocite în cavități, în lacune, lacunele sunt unite prin intermediul acestor canalicule.
care sunt practic prelungirile lacunelor. Identificăm două tipuri de țesut osos, după modul în care se dispun lamelele osoase. Lamelele osoase sunt formate din substanță preosoasă, oseină impregnată cu săruri minerale, așa cum am văzut, fosfat, tricalcii, carbonat de calciu, hidroxiapatită. Dacă avem lamele osoase dispuse concentric în jurul unui canal central, vorbim de țesut osos compact. Partea de os care este formată de un astfel de țesut osos compact se numește os compact. Și iată, aici observăm mai multe osteoane, observăm cum fibrele conjunctive, fibrele de colagen sunt dispuse de-a lungul liniilor de forță, asigurând o rezistență extraordinară acestui tip de țesut osos. Între osteoane avem lamele interstițiale, care de fapt sunt osteoane incomplete. Se observă de asemenea niște canale perforante care leagă canalele centrale de celulele osoase și traversează toate aceste lamele osoase concentrice dispuse în jurul canalului central sau canal Havers. Se observă în această imagine și țesutul osos spongios. Partea de os formată din țesut osos spongios se numește os spongios. Se observă aceste spații pentru că în acest caz lamelele osoase numite trabecule sau travei se întretaie delimitând spațiile acestea cu modvă osoasă roșie. Iată imaginea pe osteon cu fibrele de colagen dispuse de-a lungul liniilor de forță. Se observă în această imagine foarte clar lamelele osoase dispuse concentric, lamele osoase sau inele. Înțelegem de ce se numesc inele ale osteonului, pentru că au forma aceasta de cercuri concentrice. Canalul central sau canalul Havers conține vase de sânge, capilare, conține nervi, da? Deci iată că osul țesutos este un țesut vascularizat spre deosebire de țesuturile epiteliale sau țesuturile conjunctive. Observăm osteocitele, se observă mai puțin prelungirile acestea pentru că au formă aproximativ stelată, osteocitele în lacune. Și dacă ne uităm pe un fragment de os lung, observăm țesutul osos compact, osul compact la nivelul diafizei, el va fi și la exteriorul epifizei. În interiorul epifizei avem os spongios, țesut osos spongios, cu lamelele acestea osoase, travei sau trabecule care se întretaie, între ele avem măduvă osoasă roșie cu rol hematogen, așa cum spuneam. Aceasta a fost lecția despre structura osului, structura histologică și structura osului lung. În speranța că v-a fost de ajutor, vă urez o zi frumoasă în continuare și nu uitați să vă abonați. La revedere!